v-am găsit la prognoza meteo. Vremea se va răci accentuată, devenind deosebit de rece pentru această perioadă. Cerul va prezenta înnorări temporare în cursul zilei, când pe arii relativ extinse va ploa. La munte, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Noaptea, cerul va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări temporare în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade, iar cele minime între minus 3 și 0 grade. Dimineața, local, se va produce brumă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi în Zalău temperatura maximă a urcat până la 9 grade, iar minima s-a oprit la minus 3 grade. Temperaturi ușor mai ridicate se anunță mâine în cele 4 orașe ale județului. În Șimleul Silvaniei se vor înregistra temperaturi maxime de 13 grade și minime de 2 grade Celsius. În Zalău, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima zilei va urca până la 12 grade, iar minima va coborî la 2 grade Celsius. Pentru locuitorii orașelor Jibău și Cehu Silvaniei, meteorologii estimează o maximă de 12 grade și o minimă de 0 grade Celsius. Joi, temperatura maximă nu va depăși 18 grade și cea minimă va scădea la 4 grade Celsius. Vineri se anunță mai cald, iar mercurul din termometre va urca la 22 de grade Celsius și minima scade la 6 grade. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. La revedere!